Doamne, ajută! Nevoia de schimbare este o nevoie fundamentală a omului și cred că nu e nimeni care să nu fi dorit la un moment dat în viață să facă o schimbare, să, să schimbe ceva în lumea aceasta, să schimbe ceva în jurul său, evident, mă refer la o schimbare în bine. Cum să facem însă lucru acesta? Pentru că există de multe ori tendința de a ne concentra asupra celuilalt asupra unor schimbări exterioare, asupra a ceea ce pot exercita în, în afara mea, în lumea aceasta, și nu mă concentrez asupra propriei mele persoane. Și un răspuns uh, la această problemă, o, un ghid, găsim în Evanghelia de la Matei, acolo unde în capitolul 5, începând cu versetul 14, găsim cuvintele acestea. Zisă Domnul către ucenicii săi: Voi sunteți lumina lumii. Nu poate cetatea să se ascundă când stă deasupra muntelui. Nici oamenii nu aprind făclia ca să o pună sub obroc, ci în sfeșnic, ca să lumineze tuturor celor din casă. Tot așa, să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, pentru ca ei să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru, cel din ceruri. Iată așadar, ni se confirmă pe undeva că instinctul acesta al nostru de a aduce schimbare în bine în lume este un firesc natural. Hristos însuși îi numește pe creștini, pe cei care îl urmează, lumină a lumii. Sunt cei care aduc lumină în lume, alungă așadar întunericul. Dar ca să se întâmple lucrul acesta, înțelegem că mai întâi trebuie să ne ridicăm la nivelul unei cetăți. O cetate care stă deasupra muntelui, ceea ce înseamnă că mai întâi mintea noastră trebuie să se ridice deasupra tuturor patimilor omenești și să fie la această înălțime a cugetării, a relației cu Dumnezeu, a relației cu cerul, nu? cetatea, imaginea acestei cetăți care stă deasupra muntelui. Dacă se va întâmpla lucrul acesta, nu vei avea cum să, să mai ascunzi faptul că tu ești într-o relație cu Dumnezeu și oamenii, evident, vor căuta să privească la tine așa cum instinctiv când mergem pe un drum și vedem undeva pe o culme înaltă o cetate sau un oraș sau o casă, ne uităm la ea. Este o mișcare instinctivă. Deci ceilalți vor căuta către noi. De altfel, întotdeauna oamenii înduhovniciți, oamenii cu viață sfântă sunt căutați, chiar dacă stau retrași în pustie. Sfântul Daniel Sihastru, spre exemplu, când ne mai la îndemână exemplu a trebuit să schimbe de mai multe ori locul în care stătea din pricina atâtor oameni cât veneau să-l caute acolo în, în păduri unde era el retras mai vedem un lucru lumina zice nu se pune sub obroc ci în sfeșnic și este vorba aici de lumina faptelor bune pentru că mi se spune foarte clar mai departe așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, pentru că ei să vadă faptele voastre cele bune. Deci nu vorbele, faptele în primul rând. Noi avem tendința, din păcate, uneori ca atunci când ne întoarcem la Dumnezeu, când ne întoarcem și uh, suntem cu adevărat în biserică, să încercăm să, să schimbăm pe cei, mai ales din casa noastră, prin, uh, doar prin cuvânt. Devenim moralistul de serviciu, moralistul familiei. Ori oamenii nu vor să vadă uh, asta, nu au nevoie de morală. Au nevoie să vadă că Dumnezeu a lucrat în inima noastră și noi am devenit mai buni, mai răbdători, mai îngăduitori, mai milostivi, uh, mai jerfelnici. Deci ei vor să vadă o schimbare în fapt. Nu doar așa că spunem, uite că e bine să faci așa, nu e bine să faci asta. Fapt, simplu fapt că spunem nu ajunge. Ei nevoie în primul rând de fapte. Dacă avem aceste fapte, atunci cu adevărat putem... Ajută la schimbarea celorlalți. Pentru că e un firesc aici. Ei nu au cum să nu recunoască când cineva le face binele. Niciun om, oricât de rău ar fi, nu poate să nu vadă când cineva îi face bine, când cineva îi arată dragoste. N-ai cum să nu primești într-un final acest lucru, și văzând asta, să avem grijă. Și acesta este un ultim lucru pe care vreau să-l menționez. Ca nu cumva să punem asta pe seama noastră, ci tot timpul să spunem Dumnezeu a lucrat prin mine aceasta. Dacă eu pot să-ți arăt dragoste pentru că Dumnezeu a pus dragoste în mine, astfel încât ei să slăvească pe Tatăl cel din ceruri și nu să se întoarcă către mine, că atunci uh, nu-l ajut pe celălalt și mie îmi pierd toată agoniseala pentru că mă centrez pe mine și mă pun pe mine ca și cum eu aș putea să fiu cineva și de, cu de la mine putere fac aceste fapte bune. Nu. Hristos spune clar, nu put, fără mine nu puteți să faceți nimic. Deci dacă noi vom căuta să ne desprindem de cele lumești, să ne ridicăm la înălțimea celor cerești, să lucrăm faptele acestea bune cu puterea de la Dumnezeu, să iubim cu iubirea pe care Dumnezeu o pune în noi, atunci cu siguranță îi ajutăm și pe cei din jurul nostru și ajutăm la schimbarea în bine acestei lumi.